Lăudăm pe Iisus, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Zăstrea Marea Mureșului. Intrăm în casele dumneavoastră în această dupămasă, nu cum am socotit noi, câteodată socoteala de acasă nu uită timpul cu cei din târg. Am zis noi că mergem în Moisei, dar datorită unor evenimente care s-au petrecut în Marea Mureș în săptămâna trecută, m-am gândit să aduc un gând, un omagiu celor care trec în lumea de dincolo. Și astăzi o să povestim mai mult despre viață, moarte, împreună cu doamna conferențial universitar dr. Delia Suyogan, cea care o să ne povestească din punct de vedere științific și nu numai ce ar însemna sau cum ar trebui să privim lucrurile acestea. Vă mulțumesc că astăzi ați făcut în așa fel încât să tratăm un subiect atât de delicat și care, din păcate, face parte din viața noastră, fie că vrem, fie că nu vrem. Ba mai mult, face parte din obiceiurile tradiționale, mai ales în satele maramureșene, când vorbim de cei tineri. Cum ați dori să începem această emisiune gândindu-ne la viață și moarte? Asumându-ne atât viața cât și moartea. Vă mulțumesc pentru invitație. Bravo. E o temă grea, e o temă dificilă pentru o zi de duminică, dar eu zic că e nevoie din când în când să ne reamintim cine suntem. Omul dintotdeauna a știut că se naște și urmează să moară. Nu s-a născut nimeni fără a primi obligația de a muri. De aceea omul era mereu într-o stare de echilibru în relație cu acești doi termeni, pentru că nu alegi niciodată să te naști, este o binecuvântare să te naști, e un rost al nașterii, dar în același timp trebuie să și murim, pentru că viața e un cerc, un cerc magic, în interiorul căruia noi învățăm să aparținem lumii mari, să aparținem cosmosului, cum spuneau ei, pentru că omul a fost dintotdeauna o ființă religioasă. A știut că dincolo de el e ceva mult mai puternic, este ceva căruia trebuie să îi se supună, dar prin înțelegere, nu prin acea acceptare, resemnare de tipul și dacă tot trebuie să mor, trebuie să aștept moartea. Nu. Avem datoria să trăim, să trăim frumos, să muncim, e tot o datorie. Avem datoria să lăsăm în urma noastră ceva. Bineînțeles că nu ne alegem niciodată cât să trăim și nici nu e bine să aibă omul această putere, pentru că viața e un dar pe care trebuie să-l trăiești zi de zi, secundă cu secundă, și să asumi toate acțiunile ca pe ceva care să aibă rost în lume. Nu trăim doar pentru a lăsa umbră pământului, cum ziceau frumos românii noștri, ci trăim pentru a face o casă, a naște prunci, a sădi un pom. Sunt niște rosturi simbolice, pentru că nu e vorba nici de a face o casă în sensul propriu sau a sădi un pom doar într-un sens propriu, ci este vorba despre niște rosturi simbolice care dau esență ființei, umanului în sine. Foarte frumos. Mă gândesc în acest moment la oamenii din sat, la femeile din sat. Nu de mult povesteam cu oarecine, zice, deja eu m-am pregătit de moarte. Dar cum, mătușă? Ce toate hainele, zice, mi le-am pus mândru într-un loc, acolo în ladă, și când mă-i duce, ori știi cu ce să mă îmbrece. Iată că poate, chiar dacă trăim într-un secol al modernității, a atâtor posibilități, mai sunt femei, mai sunt oameni care doresc să se îmbrace în veșmintele tradiționale, că ei consideră că atunci când vor învia, zice că în fața lui Dumnezeu, să aibă straie mândre atunci când vor,
vor fi judecați, că până la urmă sunt oameni care cred că se vor întâlni cu Dumnezeu. De ce credeți că sunt atât de importante veșmintele pentru a face legătura între lumea de aici și lumea de dincolo? Cămașa, mai ales cămașa, femeile acestea despre care vorbești păstrau cămașa de la nuntă și cu aceea doreau să se și înmormânteze, să fie înmormântate. Dacă nu le erau bune, le făceau în așa fel încât să le fie bune, pentru că oamenii știau foarte clar că între naștere, nuntă și moarte este o relație de continuitate și că, de fapt, ia cămașa aceasta este un semn. Le reprezintă total, este pielea de pe ele. Fără această cămașă, ele nu se pot arăta în fața lui Dumnezeu. Nu pot să se ducă la strămoși dezgolite de ceea ce sunt. Pentru că, mai ales în cămașa aceasta de la nuntă, coseau toate semnele frumuseților și ale devenirii și ale transformărilor. De aceea era atât de importantă cămașa de nuntă. Și trebuie să știm că omul, chiar dacă este el atât de modern și atât de supus vitezei, după ce nuntește, începe să conștientizeze celălalt nivel, moartea, care nu e văzută neapărat ca o limită superioară, ci doar ca un alt nivel pe care trebuie să-l trecem, pentru că așa este dat omului să și moară, nu? Și cei care asumă acest lucru nu privesc moartea în sensul tragic. Moartea este firească și ea trebuie să vină pentru a avea dreptul să reaparținem lumii celei mari, pentru că nu venim de nicăieri și nu ne ducem într-un nicăieri sau în niciunde. Venim de undeva, cineva ne-a trimis în familia aceasta și ne ducem din nou la strămoșii noștri. Ba mai mult chiar, avem dreptul de a deveni noi înșine strămoși, ceea ce este înălțător, să asumi această devenire a ta ca strămoșul unui neam. Foarte frumos! Dacă ne gândim un pic la incidentele de săptămâna trecută, ce ne facem cu cei care pleacă poate înainte vreme? Cu tinerii care de atâtea ori, fie că au murit tăind lemne în pădure, fie că s-au betejit, cum se zice, s-au îmbolnăvit. Diferite necazuri spă om, de mai multe feluri, să spun, în sat. Ce ne facem cu aceia care înainte vreme se duc într-o lume neștiută poate de noi? Înainte, oamenii nu aveau această teorie a lui înainte de vreme. Totul era în vremea lui. Oamenii știau că fiecare avem un fir al nostru. Era credința aceea nursitoare care veneau la nașterea copilului și torceau firul vieții. Și cea de-a treia ursitoare, cea mai mică, era cea care tăia firul. Și unii aveam un fir mai lung, alții un fir mai scurt al vieții, dar lungimea sau scurtimea nu ținea de cât de buni sau cât de răi suntem, ci de ce rost avem noi de înfăptuit aici, pe pământ. Și oamenii spuneau că cei care mor din vreme, adică puțin înainte de vecuire, să-i spunem așa, înseamnă că n-au avut un rost prea mare, ci ei au avut un rost mai mic pe care și l-au terminat. Eu știu că noi oamenii de astăzi, pentru că suntem ființe ușor mai tragice decât oamenii simpli aceia de la sat, nu mai pot să înțeleagă aceste lucruri, nu mai putem noi să înțelegem aceste lucruri. Dar nu e vina noastră, pentru că am fost obișnuiți să măsurăm totul cu ceasul și să credem că trebuie să numărăm ore, săptămâni, ani, și să numărăm lumânările aprinse pe un tort.
Da? Ei, oamenii aceștia despre care vorbim noi simpli, nici nu știau când s-au născut. S-au născut prin vremea secerișului, s-au născut pe la vremea culesului, mălaiului. Nu era atât de important momentul nașterii, ci nașterea în sine, devenirea ta, nuntirea și apoi murirea. Da, sunt mulți tineri și din păcate am auzit de prea mulți deja că au murit, hai să-i zicem, înainte de vreme. Omul se întristează. Nu poți să te bucuri în fața unei astfel de morți. E tragică această trecere dincolo în floarea tinereții. Dar omul de la sat, și încă fac acest lucru foarte cu mare credință, știe că trebuie să atenueze acest tragic și să-l aducă în planul unei normalități, al unui firesc. Și atunci apare această secvență nunta-moarte, care la noi, la români, să știți că e de când e lumea și va fi până când va fi pământul. Pentru că omul știe că dacă n-a nuntit, e obligat să o facă. Nunta e o etapă atât de importantă, pentru că nunta reface unul, anulează jumătățile acelea care se tot caută și tot rătăcesc căutându-se una pe cealaltă și se unesc într-un unu, pentru că dincolo nu te poți duce decât întreg. Și așa se spune, că ceea ce se unește aici nu va separa nimeni, nu va rupe nimeni, pentru că ne ducem de aici în acest unul și acolo ne vom regăsi, mai devreme sau mai târziu. Acești tineri care mor înainte de vreme nu și-au găsit aici jumătatea, sau dacă și-au găsit-o, n-au apucat să nuntească, să producă acea unificare propriu-zisă, și atunci e obligatoriu să se producă o nuntire simbolică. Biserica din România a acceptat acest ritual. L-a asumat ca pe ceva normal, care ține de o identitate frumoasă românească, pentru că și în creștinism nunta are un rol deosebit de important. Așadar, ce ne facem cu ei? Să vă răspund propriu-zis la întrebare. Să-i plângem, să asumăm ruptura, dar în același timp să ne bucurăm pentru ei, pentru că au apucat-o pe calea aceasta a strămoșilor. Și acolo ne vom regăsi cândva. Dacă ar trebui să ne gândim la ritualurile care se petrec de dinainte, după ce omul moare, are niște etape foarte bine știute de către fiecare femeie sau de către fiecare familie, astea nu se învață la școală, cum se zice, nu ți le spune nimeni, trebuie tu automat să le știi. Adică trăim așa într-o tensiune atunci în care parcă vin de la sine, știi ce trebuie să faci, te învață cineva, nu știi exact cine. Cât de important este spălarea mortului, cum îl numim noi, pentru că rar când auzi că lași un om să treacă în lumea de dincolo fără să fie spălat. Așa este. Moartea, ca toate riturile de trecere, are trei secvențe foarte clare și pe care omul le păstrează cu sfințenie. Pregătirea pentru trecerea propriu-zisă și integrarea în cealaltă stare, în cazul morții, în lumea de dincolo.
Spălarea mortului este o secvență deosebit de importantă, pentru că atunci când ne-am născut, am fost aruncați în lume, da? Și lumea aceasta te supune ispitelor, te supune păcatului, te supune greșelilor. Dincolo trebuie să te duci însă spălat de aceste lucruri. De aceea ritualul spălării se făcea cu o apă specială, apa neîncepută, apă călduță, nu foarte fierbinte, chiar rece, și spălarea se producea exact în locul în care ne-am născut, adică pe vatra casei, da? În centrul acela protector al casei, și spălarea se făcea de tot. Ce însemna asta? Trebuia să fie foarte bine spălată, încât să nu-i rămână nici negru sub unghie, pentru că această spălare, curățire, producea de fapt acea lumină în care trebuie să te îmbraci ca să ai dreptul să te înalți. Corpul se va duce în pământul care l-a zămislit, în acel pământ mumă, dar sufletul se va înălța. După 40 de zile, pentru că trebuie și el să producă o călătorie inițiatică aici pe pământ, să se împace cu toți cu care nu s-a împăcat în timpul vieții, dar lumina aceasta trebuie să o capeți. Și cum? Decât prin contactul cu apa cu care am luat contact și când ne-am botezat, nu? Cu care am luat contact și la cununie, pentru că înainte de a ne îmbrăca în hainele de nuntă ne-am spălat ritualic, nu? E o curățire care nu ține de curățenie în sensul propriu, ci de această eliberare a noastră de tot ceea ce ne încorsetează, ne limitează la nivelul pământescului și ne dă dreptul să aparținem unei lumi mult mai înalte.